După 3 ani, timp în care s-a lucrat la proiect documentație pentru ca apoi să fie demarate lucrările propriu-zise, noua bază sportivă de pe amplasamentul fostei arene Concas este aproape finalizată. Incinta complexului va cuprinde un teren de fotbal cu o suprafață omologată de 105/70, un alt teren destinat grupelor Under-13, Under-12 și Under-11, un teren sintetic de mici dimensiuni, dar și un teren de tenis de câmp. La baza va cuprinde un teren de 105/70 pentru meciurile desfășurate la juniori mari, Under 19, Under 17, respectiv Under 15, un teren de 70/50 pentru cei de Under 13, 12 și 11 și un teren sintetic mic pentru copii la grupele mici la inițiere. Inaugurarea urmează a fi făcută anul acesta. Cele mai optimiste previziuni avansând ca termen limită luna mai. Pe lângă construcția vestiarelor, baza mai trebuie racordată la utilități. De asemenea, în funcție de buget, nu este exclusă nici montarea unor tribune de 150-200 de locuri. Cu siguranță ne dorim să fie o bază ultramodernă. Așa cum vedeți dumneavoastră, capătă contur, suntem în grafic cu lucrările, sperăm undeva la sfârșitul lunii, eu știu, aprilie-mai să o putem să o inaugurăm în condițiile în care ne dorim, adică să avem toate utilitățile și tot ce înseamnă o bază modernă pentru a face performanță. Suma investită în complexul sportiv se ridică la 200.000 de euro. Începând de la proiect, de la a obține toată documentația necesară, toate au avut, eu știu, greutatea lor, ca să spun așa. Cam la cât s-a ridicat suma totală investită aici? Cu totul, cred că ajunge undeva în jur de 200.000 de euro. Fosta arenă Concas se voia a fi, în momentul în care a fost construită, una dintre cele mai moderne și mai mari arene din România. Planurile prevedeau un stadion de 50.000 de locuri săpat în terenul viran din spatele filaturii. După Revoluție însă, lucrările au fost sistate. Schelele de metal care ar fi trebuit să susțină tribunele au fost furate și predate la fier vechi, iar terenul din zonă s-a transformat într-o groapă de gunoi.